Binecuvântat să fie Domnul și El să ne binecuvinteze pe toți, căci El poate, El este bun, plin de îndurare și are binecuvântări pentru fiecare de aici, pentru mic și mare, tânăr și bătrân. Și cred că doriți binecuvântarea Domnului, pentru aceasta trebuie să spuneți amin. Aminul, dacă îl spuneți, Domnul vă binecuvântă. Aminul este desprins din ceruri. Este un cuvânt sacru din ceruri. Amin și aleluia sunt pentru Dumnezeu. Acolo sunt rostite aceste cuvinte de îngeri. În toate limbele pământului, aceste două cuvinte se spun la fel. Amin și aleluia. Fie că îl spui în chineză, fie că îl spui în japoneză, fie că îl spui românește, tot așa îl spui. Nu este alt fel de sunet, este din cer. Sunt cuvinte care nu au altă traducere. Și așa că putem să le spunem. Frații de multe ori insistă și spun, fraților, spuneți amin. Aminul nu-l spuneți pentru cei ce predică, nu-l spuneți nici pentru cei ce cântă. Îl spuneți pentru Dumnezeu, Creatorul nostru. El ne-a creat și a Lui suntem slăviți să-i fie numele. În seara aceasta, prin harul Domnului, vom vorbi despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să ne luptăm pentru ea. Aceasta este cea mai bună luptă. Scumpii mei frați, toată săptămâna aceasta am fost foarte bolnav și în neputința trupului. Aș vrea să mă întreg pe mine însumi, să vă fiu de folos, iar dumneavoastră rugați-vă Domnului să-mi dea putere, să pot vesti cuvântul Domnului așa cum este El și să fie pentru noi un cuvânt de sfat, de învățătură, care să ne-l punem la inimă și să plecăm plini de bucurie. Pentru că-și Domnul, în credința care a sădit-o în inima noastră, am primit și mântuirea în Iisus Hristos, Domnul. Avem o nădejde vie că vom fi într-o zi în împărăția lui Dumnezeu și acolo vom fi veșnic, nedespărțiți de Domnul nostru. Vedeți, aici plecăm în România, în alte părți prin lume, ne despărțim, spunea fratele Nelu Epcal că băieții lui când s-au despărțit de verișori, așa au plâns de mult. Despărțirile astea sunt dureroase, sunt ruperi grozave, sunt ca niște răni care greu să vindecă, dar vine ziua când Domnul ne va chema la El. Și acolo vom fi cu toți cei dragi ai noștri și cu cei pe care nu i-am cunoscut niciodată. Vom fi acolo în ceruri nedespărțiți și ne vom bucura, așa cum spune Petru, și am să citesc, așa mult mi-a plăcut când am citit epistola întâia lui Petru, el arată acolo așa niște lucruri de frumoase, întâi Petru spune, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Credința este legată de mântuirea noastră, frații mei. Avem în seara aceasta cuvântul Domnului ales din această scurtă epistolă scrisă doar din 25 de versete a lui Iuda, apostolul Iuda. Mulți dintre dumneavoastră știți cine a fost Iuda. Nu este vorba despre Iuda Iscarioteanul care a mers 3 ani și 6 luni în pașii Domnului. Este vorba despre Iuda, fratele Domnului. Și dați-mi voie să vă spun că acest om, el... Și începe epistola și spune Iuda, rob al lui Iisus Hristos, fratele lui Iacob. Și am rămas uimit de felul cum el își face introducerea lui. Și m-am gândit, noi oamenii, dacă ar trebui să ne facem introducerea noastră, n-am face-o ca el. M-am așteptat, poate, și v-ați fi așteptat, fiind fratele Domnului Iisus, să zică Iuda, fratele lui Hristos, fratele lui Iisus. Era ceva deosebit, nu? Ar fi sunat deosebit. Așa facem noi oamenii, dacă avem pe cineva în spatele nostru cu nume mai ales, întotdeauna suntem gata să punem numele acela
mai în față. Când am fost, eu am venit nu de mult din Vietnam împreună cu soția, m-am întâlnit acolo cu doctorul acela creștin și m-a întrebat de păstorul nostru din biserică și eu i-am spus că sunt chiar un foarte bun prieten. M-am prezentat cumva, gândindu-mă că dacă îl cunoaște, ar lăsa urme bune fratele Dumitru acolo și el a zis, zice, a fost unul dintre cei mai buni pacienți ai mei, așa a spus doctorul de acolo. Și m-am bucurat și am zis, el este prietenul meu cel bun. Așa am zis eu. Și cred că și fratele Dumitru recunoaște aceasta și Domnul să-l binecuvinteze. Așa facem noi oamenii, dar Iuda nu face aceasta. Și m-am gândit de ce n-a făcut el aceasta. Și știți că este un răspuns. Iuda și cu Iacob scriu amândoi. Iacob scrie mai mult, iar Iuda scrie mai puțin. Amândoi aceștia sunt frații Domnului Iisus și ăștia nu sunt numărați între cei 12 apostoli care au urmat pe Domnul. Să știți aceasta. Este foarte lămurit în Scriptură, Matei 10 arată acolo cei 12 apostoli și ei nu sunt. Veți găsi un alt Iacob acolo și un Iuda Iscariotianul. Dar pe Iuda, fratele Domnului, îl găsiți mai târziu. El vine mai târziu. Știți ce spune Ioan în capitolul 7? Ioan spune că frații lui Iisus nu credeau în el. Și Iuda a purtat și Iacob rușinea aceasta și n-a mai îndrăznit să se prezinte eu fratele Domnului. Știți ce a făcut ei ca frați? Era praznicul azimilor și l-au împins pe Domnul Iisus în față și a zis, du-te și arată-te în Iudeia acolo, arată-te să vadă ucenicii tăi că faci minuni, că ești grozav, du-te și arată-te. Îl împingeau spre rău și Domnul Iisus a spus, timpul vostru totdeauna e prielnic, dar mie încă nu mi-a sosit ceasul. Domnul Iisus n-a privit rău spre ei. Domnul Iisus i-a iubit foarte mult și mă face să cred și îmi place să visez așa, să gândesc cum a petrecut Domnul Iisus cu frații lui. El are vreo patru frați și câteva surori arată în Evanghelia lui Marcu și al lui Matei, Domnul Iisus cu care a crescut și evident Domnul Iisus fiind primul născut, știți, el în sarcina lui ca băiețel mai mare, toată sarcina lui era să grijească de cei mici. Așa era în vremea aceea și așa este și în vremea noastră. Și mă gândesc de câte ori Iuda a fost luat pe brațele Domnului Iisus. Ce har, fraților! Ce mare binecuvântare să fii purtat pe brațele Fiului lui Dumnezeu! El nu știa Iuda, nu știa nici Iacob, nici surorile lui, nu știau nimic, pentru că mama, Maria, Sfânta Maria, Fecioara, ea ținea toate lucrurile acestea în inima ei tainice. Sunt credințe care mărturisesc astăzi, cum n-aș vrea să le numesc, sunt două credințe care venerează foarte mult pe mama Domnului Iisus. E frumos și nu vor să recunoască că și Maria ar fi avut copii după nașterea Domnului Iisus. Chiar neagă aceste versete din Scriptură și nu vor nici să le citească. Biserica Catolică nu vrea să citească aceste versete și chiar ortodoxă. Și spun că Maria a fost sfântă toată viața ei și n-a avut decât pe Domnul Iisus. Îndrăznesc să iasă din Scripturi. Ori Maria și Iosif au trăit o viață normală de oameni, au fost neprihăniți înaintea Domnului, dar a avea copii nu înseamnă că e păcat înaintea Domnului. Și Domnul Iisus a crescut în casă cu mulți frați, cel puțin șase. Și el a avut să-i mângâie pe cei care erau mai mici decât el. El să fi fost numărul 7, că dacă spune surori, nu știm câte surori a avut, dar spune că a avut surori și frați. Așa spun preoții cei de seamă. Nu sunt frații lui și surorile lui printre noi? Nu este Iosif Templarul și Maria mama lui? Așa spuneau. Și Domnul Iisus recunoștea și spunea, voi mă știți cine sunt, dar nu mă prețuiți, că nu vreau să recunoască la adevărata lui valoare. Făcea, măcar spunea, măcar pentru minunile care le vedeți că le fac. Am rămas uimit de nu de mult s-a vorbit aici despre Simon leprosul. Vă dați seama, numele acesta e tare urât, nu-i așa să mi se spună mie Dumitru leprosul, nu? E urât, nu? De ce îi spunea lui leprosul? A fost lepros, fraților, și Domnul l-a vindecat.
Și îți dai seama că să fii vindecat de Domnul și apoi, într-adevăr, cu bucurie l-a primit pe Domnul în casa lui, s-a vorbit aici, dar nu i-a dat nici apă de spălat și nici îmbrățișare. Ciudat, nu? Maria îi spăla picioarele cu lacrimile ei și le ștergea cu părul capului ei, pentru că simțea că Iisus Hristos nu este un pământean de rând. Simțea că din el izvorește puterea lui Dumnezeu. Și ea se simțea bine la picioarele Domnului. Noi de aceea am venit la pocăință, că ne simțim bine la picioarele Domnului, chiar dacă nu l-am văzut. Ne bucurăm cu o bucurie negrăită. Ați văzut ce frumos a cântat corul? De ce a cântat așa frumos? De ce ați cântat așa frumos? Fiindcă îl iubiți pe Hristos. Aceasta este o bucurie negrăită. Puneți în uimire cerul și pe oameni. Pentru că vă bucurați de Hristosul Mântuitorul care a venit să se ridice păcatele noastre. Slăvit să fie numele. Iuda dorea să scrie despre mântuirea aceasta în Hristos și vroia cu tot din adinsul să scrie, așa începe el, Iuda, robul Domnului Iisus Hristos și fratele lui Iacob, nu spune fratele Domnului, că era rușine cândva, nu l-accepta, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl, păstrați pentru Iisus Hristos, scumpii mei, toți cât suntem în seara aceasta aici și am făcut legământ cu Domnul, noi suntem păstrați pentru Domnul prin legământul care l-am făcut. Să ne păstrăm și noi legământul care l-am făcut ca să fim cu Domnul. Fraților, noi am primit credința în Domnul Iisus și credința aceasta este o credință care duce la mântuire. Dar dați-mi voie să vă spun, pentru că și fratele lui Iuda, Iacob spune în scrierea lui că și credința fără faptă, cum este, fraților? Este moartă! Și vine el și rostește niște cuvinte. Zice, dacă vezi pe fratele tău sau pe sora ta gol și în lipsă și în nevoi, și tu, ca omul care ai primit credința, spui, du-te și încălzește-te, du-te, satură-te, du-te și fie-ți bine și nu-i dai cele trebuincioase. Ai făcut destul? Oare îți folosește? Cel care e flămând rămâne tot flămând, cel care e frig tot în frig rămâne, cel care este în lipsă, tot în lipsă este, ori ție Domnul ți-a dat binecuvântare și tu nu bagi mâna în binecuvântarea dată de Domnul și nu-i dai nimic și vrei să spui că ești credincios și să-L iubești pe Domnul și ai primit credința și gata, tu ești plăcut Domnului. Dragul meu, vreau să-ți spun că credința e ceva mai mult decât vorba. Credința este faptă. Credința este fapta noastră de zi cu zi. Domnul Iisus și-a arătat credința față de Tatăl prin faptul că a venit în lume și a luat robia roabă și s-a coborât până în cele mai de jos locuri și a luat crucea și s-a smerit și a murit pe cruce pentru noi ca să ne mântuiască. A făcut cea mai mare faptă. Poezia spunea lucrul acesta, că El s-a jertfit pe lemnul de durere ca să ne mântuiască. El a înfăptuit cea mai mare faptă ca să dăltuiască mântuirea noastră, căci noi eram despărțiți de Dumnezeu pe veci. Frații mei, a spune că ești credincios doar de pe buze, nu e de ajuns. Și fratele Domnului Iacob merge mai departe și vrea să spună, căci de pe buze spun și dracii că cred. Și nu numai atât că spun, să și înfioară, spune el. Le frică dracilor de Dumnezeu. Le frică, fiindcă Dumnezeu e Creatorul. El i-a creat și pe ei. Înainte de a fi numiți draci, ei se numeau îngeri. Dar fiindcă au căzut din grația lui Dumnezeu, au căzut din voia lui Dumnezeu, au fost renumiți de nume urâte draci. Și aceștia cred în Dumnezeu, cred că este Dumnezeu atotputernic. Le frică, dar nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Nu beneficiază de harul lui Dumnezeu, că nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Dragul meu, frate și soră, dragul meu, tânăr și tânără, oricine care ești aici și pricep cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi în seara aceasta că și credința adevărată, dată Sfinților, dată pentru totdeauna, este credința care merge mână în mână cu fapta, cu milostenia, cu dragostea, cu ajutorarea, cu compătimirea. Este cu dragostea de frați. Fraților, credința aceasta trebuie să o unim.
este parte din roada Duhului și spune că este una dintre cele care rămâne în ceruri. Și Apostolul Pavel spune în Corinteni 13, și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Fraților, este ceva care rămâne, nu se pierde niciodată. E adevărat că și Pavel spune că și cea mai mare dintre ele este dragostea. Vreau să vă spun că toate acestea trei sunt surori și nu pot una fără alta. Credința, nădejdea și dragostea sunt surori, sunt un mănunchi, așa cum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa este credința, nădejdea și dragostea. Și Iuda spune să ne luptăm pentru ea. Este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu se dă de mai multe ori, este o dată. Și această credință este în Domnul Iisus, este în Tatăl și este în Duhul Sfânt. Noi credem, dar să nu credem numai de pe buze. Căci dacă credem numai de pe buze, dați-mi voie să vă spun cu durere că ne asemănăm nu cu copiii lui Dumnezeu, ci cu ceilalți care au nume urât, care e doar numai de pe buze. Fraților, niciunul de aici să n-aibă o credință de formă. Credința de formă nu mântuiește. Credința adevărată, aceea care este zilnic însoțită de fapte, când tu ai primit pe Domnul, trebuie în inima ta să se nască dorința să înfăptuiești în fiecare zi măcar un bine. Măcar unui om să-i spui despre dragostea lui Dumnezeu. Dacă vezi un flământ, satură-l. Dacă vezi un gol, îmbracă-l. Și fă-le lucrurile acestea cu dragoste, că într-o zi te vei întâlni, dragul meu. Dragul meu, am să citesc câteva, un verset, dacă nu mai mult, să nu vă supărați pe mine, am câteva versete însemnate, mi-am pus o hârtiuță aici cu însemnări, nu pentru că vreau să fac o predică teologică, eu nu sunt teolog, n-am făcut niciun seminar, eu mă rează mult pe ce îmi îngăduie Domnul să spun. Versetul 6, așa de frumos spune, și fără credință este cu neputință, din Evrei, capitolul 11, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Scumpii mei! Noi toți când am venit la El și am intrat în apa botezului, n-am dorit altceva decât să ne apropiem de El. Și Domnul spune că apropierea noastră de El este o apropiere cu mult beneficiu, cu o răsplătire mare. Știi tu care este această răsplătire? Este viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu, unde este veșnic bucurie, unde nu mai va fi lacrimă și durere, unde nu mai este groaza cancerului care macină o lume întreagă în vremea noastră. Unii oameni în lumea noastră tremură, te duci de la doctor, faci o analiză banală și îți iasă că ai cancer și imediat nu mai ai poftă de mâncare. Până în ziua aceea toate au mers bine, toate au fost bine și ai fost un om normal, dar când ți-a spus verdictul că ai cancer și încă într-un stadiu terminal te îngrozești. O, dragul meu, vreau să gândești puțin ceva mai mult. Chiar dacă ai avea cancer, trebuie să te gândești așa cum spunea Traian Dors prin niște versuri, și atunci când moartea te ajunge, iar tu te zbați să o alungi, să știi că atunci Mântuitorul vrea viața veșnică să ajungi. Atunci Domnul vrea să te strângă în brațele Lui, pentru că și tu nu ești doar carne, tu ești dud de viață din Dumnezeu și dacă pleci din lumea aceasta la o clipită, la o clipială, tu ți-ai zborul spre împărăția lui Dumnezeu care este pregătită din veșnicii pentru tine și pentru mine, pentru toți cei ce sunteți aici. Nu știu cui vorbesc în seara aceasta care nu v-ați împăcat cu Domnul și n-ați primit botezul încă, grăbiți-vă să o faceți. Trăim vremuri de pe urmă, trăim vremuri rele, trăim vremuri grele și venirea Domnului este foarte aproape și noi spunem Maranata, vino Doamne Iisusă, și noi, Biserica Domnului din Perth, nu facem altceva aici decât Îl chemăm pe Domnul să vină. Și am dorit să vină, noi dorim să grăbim venirea Lui, să fie cât mai repede ca să se încheie
încheie. Vedeți, cu cât având păcatul și ea și ocupă teren în lumea noastră, în societate, se ridică oameni stricați, tot mai stricați și vor să ajungă în fruntea guvernelor și să stăpânească și să otărască și să-și pună punctul lor de vedere. Când altădată era o rușine, păcatele despre care se vorbesc astăzi ajung să fie oamenii aceștia păcătoși, să fie puși în frunte și luați în considerare. Nu vedeți ce vremuri trăim? Sunt vremuri de pe urmă, sunt vremuri rele. Și să știți, fraților, căci credința fiecăruia va fi într-o zi încercată, pentru că este mai scumpă decât aurul. Și aurul, zice, care piere, este încercat cu cât mai mult credința noastră. Căci noi n-am fost răscumpărați cu aur sau cu argint, ci noi am fost răscumpărați cu prețul nespus de mare care l-a plătit Iisus Hristos pe Golgota, a plătit cu însăși viața Lui. Noi credința trebuie să o păstrăm, pentru că pentru noi s-a plătit un preț. În Evrei 11 se spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi nu-L vedem încă pe Iisus Hristos și nu vedem nici în împărăția Lui, nu vedem raiul pregătit pentru noi, nu vedem, dar credem în ele. Credem că-și Dumnezeu este și că El răsplătește pe cel ce-L caută. Credința aceasta să nu ne-o schimbăm niciodată. Sunt oameni chiar în vremea noastră, din biserici s-au ridicat, am auzit pe la Brisbane, pe la chiar Melbourne au apărut niște tineri cu niște învățături ciudate care neagă Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și a spus, nu, Iisus Hristos a fost doar om așa, ca toți ceilalți oameni, aproape că sunt stare să spună, cum zic musulmane, a fost doar un profet de rând, nici vorbă că a fost Fiul lui Dumnezeu. Și chiar unii încearcă să-i urmeze. Fraților, să ne dea Domnul acea minte trează despre care spunea Petru, căci în amândouă epistolele lui caută să trezească mintea sănătoasă a fraților. Doamne, zic, binecuvintează-ne pe toți cu o minte trează și sănătoasă, ca să nu ne rătăcim de la adevărata credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Sfinții au murit în Evrei, dacă vă uitați să vedeți câți au murit, tăiați în două cu ferestrău, dați la fiare, arși pe rug, sunt așa mulți trecuți și aceștia o părticică și sunt numiți ca nor. Și aceștia, spune Biblia, cu toate că au păstrat credința în Dumnezeu neștirbită, zice că n-au ajuns la desăvârșire și nu au primit ce le se fusese făgăduit. Și m-am gândit, dar de ce au făcut rău? Și apostolul continuă în Evrei și spune, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Vedeți, Dumnezeu vrea să ne aducă pe toți împreună și să ne bucurăm de gloria și slava Lui și de împărăția care a pregătit-o pentru noi toți. Pentru noi s-a pregătit în ceruri o împărăție, fraților. Domnul Iisus, când a plecat de pe acest pământ, a spus niște cuvinte extraordinar de frumoase. Mă duc la Tatăl, dar nu să stau degeaba. Mă duc acolo să vă pregătesc un loc, ca unde sunt eu să fiți și voi. Și acest voi ne-a cuprins și pe noi din secolul 21 și toți sunt cuprinși. Și dacă ești în seara aceasta aici și încă nu ai primit credința în Domnul Iisus, așa cum scrie această carte sfântă și nu ai încheiat un legământ cu Domnul, te sfătuiesc, nu eu, ci Duhul Domnului, să te împaci cu Dumnezeu, care nu obosește iertând și care poate să mântuiască chiar și din foc și poate să șteargă orice păcat cu sângele Lui sfânt și curat. Și zic, Domnul să te ajute, oricare ai fi tu aici. Frații mei, Iacob îndeamnă pe cei din vremea lui să se lupte pentru credința aceasta, dată sfinților, odată pentru totdeauna, și să nu renunțe. Iuda, am greșit că v-am spus Iacob, datorită slăbiciunii trupului s-ar putea să mai greșesc și vă rog să fiți îngăduitori cu mine.
Îmi place așa de mult de acest apostol a Domnului. Veți spune, cum spui apostol? Da, să știți că numărul apostolilor a crescut mult după ce Domnul Iisus a înălțat la cer și sunt mulți apostoli. Și Iacob a devenit apostol, fratele Domnului, și Iuda și poate ceilalți au devenit, numai nu se scrie despre ei, că sunt vreo patru frați trecuți în Evanghelie ai Domnului Iisus. Aceștia toți au ajuns să creadă când Maria a început să destăinuie cum a venit Iisus în lume. Maria a fost cel mai bun mărturisitor despre venirea Domnului Iisus, pentru că ei a vorbit prima dată Îngerul Gavril și ea a spus totul copiilor ei, cine este Iisus. Și ei au crezut. E adevărat că li s-a umplut fața de rușine, că s-au purtat nedemn de El. Ori Domnul Iisus a tolerat toate acestea, fiindcă El a venit să mântuiască ce era pierdut. Și a mântuit pe toți frații care s-au născut în casa în care s-a născut și El. Slăvit să fie Domnul! Și Domnul vrea să mântuiască pe toți cei ce sunt prezenți în seara aceasta. Fraților, vă îndemn și vreau să cred și doresc să credeți și voi că este îndemnul Duhului Sfânt să ducem lupta bună a credinței până la capăt și să nu ne dăm bătuți, indiferent de ce va veni peste noi, fie că va veni o boală neprevăzută, fie că va veni vremuri în care chiar să dăm socoteală de credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, să știți că în zilele noastre se moare pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, să moare în Africa, să moare în Orientul Mijlociu, să moare prin Iran. Și atâția sunt care varsă sânge pentru această credință care este dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos și în Duhul Sfânt, căci este un singur Dumnezeu adevărat care vrea viața veșnică pentru fiecare om. Cuvântul Domnului spune în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vedeți, fraților, este mântuirea și viața veșnică legată de credință. Dacă nu crezi, nu poți să fii mântuit. Dacă nu crezi, nu poți să fii salvat. Și veți spune, păi noi toți am crezut, cui mai vorbești? Eu nu vreau decât să ne întâlnim, fraților, și să ne reamintim din nou și să nu pierdem direcția. Să rămânem credincioși până la capăt, ca să fim mântuiți. Și zic, Domnul să facă aceasta în viața noastră și să ne ajute să înțelegem că și credința fără faptă este moartă, așa spune Iacob în epistola lui. Să înțelegem, el să luptă așa de mult să facă pe frați să înțeleagă în epistola lui. Fraților, înțelegeți, căci credința fără faptă este moartă. Credința merge împreună cu fapta și să ne ajute Domnul să nu fim zgârciți. Fraților, viața oricum trece. Poți să aduni munți de bani, poți să faci școli peste școli. Să știți că acestea nu rămân, rămân doar trei. Credința, nădejdea și dragostea, care sunt surori. Și cu acestea vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare de aici, mare și mic, tânăr și bătrân, să primească darul credinței împreună cu nădejdea și cu dragostea, ca să poată fi plăcut lui Dumnezeu. Căci fără de credință, spunea apostolul evrei, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și zic, Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu această credință și să nu încetăm să luptăm lupta bună a credinței în fiecare zi din viața noastră. Și zic, Domnul să ne ajute, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.